Bună ziua, doamnelor și domnilor, și bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii 60 de minute. Sunt Laurențiu Marinov și vă propun în această seară o temă, o discuție despre un proiect de hotărâre, proiect ce va fi pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local Municipal de luna aceasta, un proiect de hotărâre ce propune ca persoanele beneficiare de hrană de la cantina de ajutor social să presteze muncă în folosul comunității contra acestor servicii de care beneficiază. Îl am alături de mine pe inițiatorul acestui proiect, consilierul local Constantin Ionescu, consilier local din partea PNL. Bună ziua, domnule Ionescu, și bine ați venit! Bună ziua, mulțumesc mult de invitație, cu mare plăcere. Haideți să vedem cum v-a venit ideea acestui proiect și, concret, ce trebuie să facă oamenii ăștia? Ideea, e mult spus, până la urmă, ideea vine din, practic, fiecare dintre noi a avut această idee sau s-a gândit la așa ceva după nenumăratele poziții care au fost prezentate în media centrală, informații. Am văzut și noi când militari, când oameni munceau și alții beneficiari de ajutoare sociale, de servicii de asistență socială, stăteau la băutură. Și alții le făceau treaba, ca să o spunem pe direct până la Dar urmă. este o Până la urmă, categorie socială foarte blamată în ultima vreme, iar domnul. dumneavoastră veniți acum cu un proiect. Nu vorbim de o categorie socială blamată. Nu spunem și ferească Dumnezeu de oameni care sunt cu probleme, care sunt în această zonă socială din punct de vedere al veniturilor, dar nu vorbim sau n-ar trebui să vorbim de oameni care trebuie să și muncească pentru care primești ceva. Nu cred că e o rușine până la urmă, da? De acord, Nu e o însă rușine să muncești dacă cei care. mănânci, nu? Și nici să muncești fără să mănânci. Corect? Bun. Dar nu vorbim aici despre asistații sociali, cei care beneficiarii de ajutor de venit minim garantat. Sunt niște persoane aflate Da. în necaz, mă rog, unii în incapacitate de muncă, Dar nu vorbim de persoane care persoane sunt care cu probleme beneficiază medicale și numai care de această beneficiază. hrană, da? Corect, dar Oameni probabil care au nevoie persoane. Sigur că da, de dar n-am ajutor. spus că să nu aibă nevoie și, din contră, sunt de acord și niciodată nu am avut o repulsie, Doamne ferește, față de de această idee ca oameni care nu au posibilități financiare să nu li se asigure o masă caldă, o hrană Bun, caldă iar dumneavoastră zilnic. considerați că ei trebuie să plătească într-un fel Până la pentru urmă, acest ajutor, da? să plătească, să dea ceva societății. Și vorbesc de oamenii care sunt apți de muncă, care pot munci, persoanele care sunt sănătoase, dar care, din punct de vedere social, au o anumită problemă. E o problemă, bine, nu vă întreb pe dumneavoastră, evident, e o problemă dacă prestești și muncești 4 ore pe zi pentru 4 zile pe Domnule Ionescu, săptămână, pe iată lună, că pe o proiectul hrană. dumneavoastră deja stârnește interesul și avem un Și telespectator în mai direct. mult, vă rog. Bună ziua! Vă ascultăm! Bună ziua! Bună ziua, vă salut. Am venit și eu cu o întrebare la domnul Ionescu. Până acum, de ce nu s-a gândit să facă proiectul ăsta de atâția ani de când s-a înființat cantina? E un lucru bun și treaba asta ce a zis domnul Ionescu, dar asta trebuia gândită de mult, nu acum, când a venit noul primar. Asta am avut de spus. Un alt proiect nu putea să fac. Bine, la revedere. Mulțumim, la revedere. Deci a venit prea târziu acest proiect? Nu, nicio legătură cu nou primar, vechiul primar, ci e al 8-lea proiect de hotărâre pe care l-am inițiat, da? De 2 ani de zile, și plus celelalte, când am fost viceprimar, în perioada de viceprimar, am avut alte proiecte de hotărâre pe care le-am inițiat. Acum mi-am dat seama, pentru că s-a discutat și la nivel național și ați văzut și dumneavoastră, a transforma în lege ceea ce eu m-am gândit să fac la nivel local. Dar iată că s-a tărăgânat, se lungește, nu s-a pus în aplicare și vorbim pentru o plajă mai mare și un cadru mult mai la nivel național pentru cei care beneficiază de aceste ajutoare sociale
și de aceste servicii sociale să presteze muncă în folosul comunității, tocmai pe domeniul public, pentru a întreține spații verzi, anumite lucrări care gospodărești. Nu vorbim de lucrări de o înaltă calificare și care să fie puși la muncă pentru cine știe, știe lucruri foarte complicate. Mai avem un telespectator în direct. Bună ziua, vă ascultăm. Bună ziua. Salut, doamnă. Alo. Da, vă auzim. Spuneți, vă rog. Avem și noi o problemă. Eu vroiam să revin cu o sesizare vis-a-vis de parcarea din micro 14. Vă rog, doamnă. De vis-a-vis de școala 12. După ce că sunt locurile foarte puține, se parchează haotic aici, la noi, cu școala, cu liceul, venim de la servici, nu găsim loc de parcare, ne trezim și cu mașini care au afișe de vânzare. Puneți-ne sau, nu știu, ajutați-ne într-un fel, pentru că nu se poate să, după ce că v-am zis nu sunt locuri, să fie ocupate locurile și cu asemenea mașini. Adică, totuși, nu este târg de mașini, nu este... nu e un loc adecvat pentru așa ceva, da? Eu am înțeles că e biserică, că e școală, că sunt magazine, că la un moment dat mi s-a spus că vor fi scoase la licitație, deci ne blocăm, e ceva infernal pe această alee cu biserica până la liceu. Am înțeles, doamnă. O să da, sesizez poliția locală să intervină și ia măsuri în zona respectivă. Așa este. Cei care doresc să-și vândă mașinile o pot face în locurile special amenajate, în zona Drăgăici, acolo unde au fost puse la dispoziție de către primărie aceste locații tocmai pentru a putea fi expuse permanent și, pentru cei care doresc să cumpere autovehicul. O să sesizez și o să intervine poliția locală pentru aplicarea hotărârilor de Consiliu Local. Ok, haideți să revenim la discuția noastră despre categoria beneficiarilor de alimente la cantina de ajutor social. În proiectul pe care l-ați redactat și înțeleg că l-ați și depus, da? Sigur că da, va intra pe ordinea de zi. Ați făcut și un calcul. Absolut. Beneficiarii de cantină socială, de servicii sociale la acest moment, de aproape 300 de persoane. Sigur, se va face o anchetă vis-a-vis de cei care sunt apt de muncă din punct de vedere medical. Cei care sunt apt de muncă vor trebui să presteze muncă în folosul comunității 4 zile de muncă pe o singură alocație lunară de hrană, conform formulei legale. Cum ați ajuns? E o formulă legală care a fost aplicată. Numărul ore de muncă a fost calculat în funcție de numărul de ore aferente salariului minim brut pe țară, 166 conform legii, mulțită cu valoarea lunară a mesei calde de 360 de lei, împărțită la valoarea salariului minim pe economie de 1900 de lei, care reprezintă 4 zile de muncă pe o alocație lunară pentru hrană. Dacă ai mai mulți copii, aceste lucruri, mai mulți beneficiari în familie, aceste zile se suplimentează. Ei vor se primi... Se cumulează și se ajunge, sigur, la o perioadă mai mare, îndelungată de numărul de membri. Mai avem un telefon în direct, trebuie să ne întrerupem. Vă rog, bună ziua! Alo! Bună ziua! Bună ziua! Vreau și eu să vorbesc cu domnul Ionescu. Vă rog, doamnă! Să rămână! Domnul Ionescu, aș vrea să vă întreb, mai faceți parte din asociațiile de proprietari cumva? Erați cu AP-ul dumneavoastră? Da, doamnă, da, cu domnul președinte Tănăsescu. Mai sunteți, da? Da, da, vă rog. Vreau să vă spun că avem o problemă foarte mare în asociația noastră, în PT25. Spicul, avem da? O președintă foarte scandaloasă. Își aduce femei de serviciu care nu vor să muncească. Dacă îi atragem atenția că nu s-a făcut curat, sare la bătaie. E vorba de PT25, centru Spicu. PT25. Da. Deci da? Aveți probleme... Am înțeles că nu se mai numește Spicu, Iodas. Da, mă rog, așa era... Foarte mari, că nu ne putem înțelege cu președinta pur și simplu. Adică cum nu vă puteți înțelege? Păi a adus niște femei de serviciu ea, da. Dacă ele nu vor să facă curățenie, ea tragem atenția. Și sare la bătaie ea.
Trebuie să mergeți acolo să faceți ordine, domnule Ionescu. Persoane, vă spun, cu mine, joia trecută, a sărit la bătaie, pur și simplu. Și ați făcut vreo sesizare în acest sens? În zona respectivă, și la dumneavoastră în asociație, există poliția de proximitate și un polițist de proximitate care este arondat asociației de proprietate în care faceți parte. Puteți sesiza pentru că la vizierul asociației sau la vizierul blocului respectiv al dumneavoastră, știu că există numărul de telefon al polițistului de proximitate cu fotografia, cu toate datele de contact pe care le puteți apela în momentul în care sunt probleme. Nu este. Nu este. Am înțeles. Am notat. Eu v-am dat ca informație pentru că trebuia să existe. Da, vroiam să vă spun altceva. Nu se poate face o asociație mai mare, cum era UAP-ul sau este, să terminăm cu găștile astea, că e o gașcă întemeiată și se ajută una pe alta și noi, ca proprietar, nu mai putem face nimic. Păi, o asociație dumneavoastră mai mare... Alegeți, noi, nu, nu are nicio legătură. Angajați, noi, nu are cei din asociație. Nu, conform legii 230... Pentru că... Vă rog, doamnă. V-am zis, nu, cu coana asta care este aici nu face față. Cred că aș fi văzut-o dumneavoastră. E o doamnă blondă care țipă tot timpul pe stradă, așa țipă și la noi și nu face nimic, pur și simplu. Am înțeles, am notat, doamnă. Lăsați un telefon colegilor din regie. De asta vreau să vă spun cum. Ca să vă contactez, sigur că da. Cum să procedăm cu ea? Lăsați un telefon colegilor din regie, nu închideți telefonul, da, o să ca vorbiți să preia numărul și o să vă sun. După emisiune, vă mulțumim pentru intervenția dumneavoastră. La revedere. Da, revenim la discuția noastră. Iată, probleme peste probleme. Sigur că da, în diverse zone. Proprietar, noi avem și calitate în acest domeniu, lumea vă întreabă și este foarte bine. Ce se întâmplă dacă beneficiarul nu lucrează? La început de lună, beneficiarii serviciilor sociale vor putea avea acea hrană gratuită, urmând ca luna următoare să presteze în funcție de numărul de membri acele zile în folosul comunității. Da? Dacă refuză să presteze acele zile în folosul comunității, le se va asista, conform proiectului de hotărâre, acea alocație de hrană. Bine, dar omul poate că are o problemă în acea lună. Ce facem? Îi tăiem? Zile pe lună? E o problemă? Nu știu. Se îmbolnăvește. Și nu poate. Are adeverință medicală? E o problemă. Vorbim de 4 zile pe lună pe o alocație de hrană să muncești, da? Deci nu are voie să o comită decât o dată. Păi dacă și, eu s-a dumneavoastră nu fost... venim la servici, nu trebuie să răspundem? Da, desigur. Corect. Ne oprim, mai avem un telefon sigur în direct. Da. Bună ziua, vă ascultăm. Bună ziua, două întrebări pentru domn consilier. Unu, vă rog, bună când, ziua. Când se duce peste domnul Gică Toader să-l ia de oare apă cum ar veni, să-l aducă la televiziune, că dânsul n-a ieșit deloc de când cu transbuzul s-a... Că avem foarte multe de explicat. Are să ne dea foarte multe detalii dumnealui, dar nu apare. La ce vă referiți? Păi, în condițiile în care, cu biletele, cu șoferii de autobuz care vorbesc curând, controlare, care și-au luat nasul la portare și mai multe chestii care le fac dumnealor, în fine. Doi la mână, cu asistație socială. Cam câte asistație socială avem noi în Marea și în Buzău? Da. Eu vorbesc de un număr în momentul în care ați... Vă rog. Un număr mare de asistat social, deoarece eu nu i-am mai văzut pe... Dar, în schimb, la cantină se strâng cu toții. Nu. Deci beneficiari de ajutor de venitul minim garantat, din câte știu, sunt de ordinul miilor în jur. Sigur, de... eu vorbesc de cei care și care nu beneficiază de servicii însă de sociale la cantina socială. Vă rog, sunt aproape în jur de 300 de persoane care beneficiază doar de cantină gratuită, de mâncare gratuită. Nu știu exact numărul celor care sunt asistați social și care beneficiază de venitul minim garantat. Sunt mai mulți. Sunt mai mulți, sigur că da. Însă sunt categorii diferite, distincte. Da. Sigur că da. Și aici sunt discuții, domnule Ionescu. Se pare că mulți dintre acești beneficiari sunt copii. Ce facem cu ei? Copiii sunt copii. Vorbim de persoanele
Care sunt apte de muncă, sigur că da. Aveți o situație din cei 300, spuneați, că ar fi în total, câți sunt minori? Nu am o situație. Situația va exista și se va contura după ce ei vor depune și să face anchetă socială din punct de vedere al situației medicale la fața locului, pentru că deocamdată primesc acele servicii gratuite de masă gratuită toată lumea, indiferent de situația medicală care o are, da? Fiecare. E, ulterior, dacă s-a fi aprobat acest proiect de hotărâre, se va face o selecție și o diferențiere vis-a-vis de persoane care trebuie să presteze muncă în folosul comunității și care nu trebuie să presteze muncă. Sunteți dumneavoastră optimist? N-ați văzut oameni care vin cu taxiul să-și ia mâncarea de la cantina socială? Da, este o altă discuție. Cât de optimist sunteți în ceea ce privește șansele de a trece acest proiect? Dar noi vorbim de o chestiune de interes public și nu o chestiune de interes al meu sau al cuiva. Vorbim de banul public, vorbim de o eficiență până la urmă a ceea ce se întâmplă în spațiu public. Vorbim de a avea oameni pentru anumite lucrări, repet, necalificate pe spațiu public, atât de necesare, spații verzi, de măturate. Sperați să obțineți sprijin și din cealaltă parte a Consiliului Local, pentru că municipalitatea în cele din urmă ar beneficia de niște servicii, dacă proiectul dumneavoastră ar trece. La asta m-am și gândit în momentul în care l-am lansat și care am discutat, în momentul în care a avut avizul pozitiv în comisie. Așteptăm ședința de plen, n-aș vedea o chestiune personală sau punctuală să nu treacă acest proiect de hotărâre, sigur că da. Ok, mai avem un telefon, bună sigur. Ziua, vă ascultăm? Bună ziua, fiți bun, aș vrea să-l întreb pe domnul Ionescu. Săruna, doamnă. Cei care au construit abuziv de barale pe casa scării, ce se întâmplă cu ei? I s-a pus în vedere de administratorul blocului, de toți locatarii, nu vor să desfințeze deloc. Știu că... Da, vă mulțumim pentru bună întrebare. Bună seara, seama, doamnă. Știu că poliția locală a avut o serie de acțiuni de acest gen. Din punct de vedere, vorbim aici de siguranța și securitatea cetățenilor la incendiu pentru blocarea căilor de acces. Da? A construi casa scărilor este o zonă de proprietate comună a tuturor celor care locuiesc în imobilul respectiv și sigur n-au de ce să construiască altceva decât în interiorul proprietății pe care îl dețin. Există, dacă nu mă înșel, niște prevederi și în acel regulament de conviețuire care a fost votat cu privire la acele pe zona boxe, respectivă, la sigur că tot da. Felul de boarfe depozitate. Vorbim pe de siguranța și de eliberarea căilor de acces din punct de vedere a inspectoratului pentru situații de urgență atunci când a evita blocarea căilor în situația unui incendiu, unei calamități și o serie de lucruri care ar bloca evacuarea cetățenilor. Deci ce îi transmiteți doamnei să se adreseze poliției locale? Sigur că da. Se poate adresa poliției locale prin o sesizare și să pot veni la fața lor să constate și să ia măsurile legale. Apropo de poliția locală, domnule consilier Ionescu, vă rog. Vreau să vă întreb, ați avut în urmă cu o lună, două, dacă nu mă înșel, o altă inițiativă în Consiliul Local cu privire la poliția locală. Vreți să-i trimiteți pe oamenii ăștia să dea niște teste fizice, să alerge puțin, să transpire? Și baremuri sportive, am spus eu. Da. Sigur, este un proiect care funcționează în majoritatea orașelor din România. Vorbim de aici de prestanța, de eficiența, de o selecție a personalului care dorește să se angajeze în poliția locală, de anumite performanțe fizice în momentul în care, pentru că ești expus, nu, pe stradă la diverse pericole și atunci, din punctul meu de vedere, trebuie să ai o eficiență, o prestanță, Bine, dar astfel de teste fizice se dau oricum vorbim, în momentul în care cineva candidează ca să se angajeze? La momentul acesta nu se dau pentru că nu au fost aprobate. Pentru că nu se fac angajări în poliția locală. Dar nu există cadru legal ca să poți să impui o astfel de prevedere eliminatorie. Și cum e periodic, nu susțin niște teste fizice? Nu. Pentru că poliția, armata, știu că au perioadic. Vorbim de altă zonă, sigur, poliția armată, deci poliția dar aici locală nu, e scutită de alergătură. Nu a fost de...
obligată din punct de vedere al hotărârii de Consiliu al cadrului legal să facă acest lucru. Și am prevăzut, sigur, inspirat din proiectele de hotărâri care funcționează în alte orașe din România, cadrul legal de funcționare al poliției locale și regulamentele care se bazează la funcționarea poliției locale, anumite probe sportive și, repet, nu sunt probe sportive de speria sau nu sunt lucruri de performanță, că nu dau probe pentru olimpiadă aici. Da? Vorbim de a rezista 800 de metri, de a avea un barem la viteză de 50 de metri. V-ați consultat cu oameni de sunt specialitate da, când ați fixat aceste absolut, bareme? Dar nu le-am fixat eu. Eu le-am luat din normele lor. Bun, dar le-ați scris într-un proiect, sunt, da? Sunt ierarhizate și în funcție de vârstă, evident. Da, aceste performanțe se sunt în funcție de vârstă, sunt tot, pe da. 6 categorii în funcție de vârsta participantului și a susținătorului de probe anual, astfel încât să poată fi făcute și să treacă și ce cu se o întâmplă pregătire cu, fizică cu propunerea dumneavoastră. Va intra în ședința de Consiliu Local, a fost în dezbatere publică, da. Absolut. Eu fac referire și la societățile și firmele de pază care au contract cu municipalitatea pe anumite obiective și obligații de pază care le au e, în același condiții. Acolo e mai dificil și să vă spun îndată de ce cred eu că e mai dificil, vă rog. După ce mai luăm un telefon în direct. Bună ziua, vă ascultăm. Alo. Bună ziua. Bună ziua. Bună ziua, bună păsă. Aș dori să-l întreb și eu pe domnul Ionescu. Vă rog. Despre ce cantină socială este vorba? Despre cantina din cartierul Similasca? Și una și cealaltă. Păi, ce să mai facem, domnule Pistar, ca să se cheltuiesc bani cu asistație social, cu mâncarea? Că gurilerele de acolo, din cartierul ăla de Ron, vorbesc că șefele de acolo pleacă cu portbagajele pline. Când pleacă acasă. Păi cred, vă cred. De ce cu portbagajele pline? Nu există o cotă pentru fiecare persoană? Poftiți? Cum reușesc să-și umple portbagajele oamenii ăștia? Nu primesc o anumită cotă de hrană? Dar au mai multe alocații de hrană, au mai mulți copii și atunci automat... Nu, eu mă refeream la persoanele de acolo, care lucrează acolo, care sunt gestionarele de acolo. Am înțeles. Da. Păi gurilerele și... așa vorbesc. Când pleacă de acolo, șefa și-a făcut, pleacă cu portbagajul blindat. Dar trebuie să și susțineți aceste acuzații. Păi nu, gurilerele îi spun lucrurile astea. Lumea de acolo, din zonă, asistații sociale. Da. Mai aveți vreo întrebare? Nu, 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 nu. Bine, vă mulțumim. La revedere. Bună seara. Da, sigur, probabil că semnalul care l-a tras... domnul va fi auzit și deci se vor la măsurile respective. Cantine, una pe toate Marghiloman, finanțate din bugetul local, absolut. Și una în cartierul sigur, Similească, ambele... finanțate din bugetul local. Da. Ne întoarcem la polițiștii locali și spuneați dumneavoastră că ați vrea să-i băgați în aceeași oală și pe cei care sunt angajați ai unor societăți private de pază care au contract cu... primăria, probabil vă referiți la cei de la școli? Sigur că da, instituții publice care au aceleași aici, din punctul sarcini. Meu de vedere, este aproape imposibil, pentru că o firmă în momentul în care semnează un contract cu oricine, bun, să cu primărie, neprimărie, ce vreți să privat, dumneavoastră. Se oferă, prevede prin contract, se angajează prin contract, prevede. Să asigure niște servicii. E treaba lui cu ce personal și personalul ăla trebuie testat de el, nu de primărie, că nu e angajatul să primăriei. Demonstreze lucrul acesta că corespunde baremurilor sportive și medicale pentru poziția pe care a fost angajat și plătind din bani publici. Bun, dar dacă el este competent, își face treaba bine, aleargă pe sectorul pe care l-are de păzit. Păi de unde știu eu? Păi atunci să demonstreze și va veni dacă susțin anumite baremuri sportive în zona respectivă. Poate să-i spună, băi prietene, nu poți pentru că nu te ajută fizicul să-ți faci treaba. În regulă, dacă aceste societăți, conducerea aceste societăți de pază, demonstrează da? Și fac aceste lucruri pe care la care poliția locală nu le-a făcut până la acest moment, în regulă demonstrează cu documente. Ok, mai avem un telefon. Corespunde din punct de vedere fizic și medical postului pe care a fost angajat și plătit. Da, mai avem un telefon. Bună ziua!
Bună ziua! Vă ascultăm! Domnul Ionescu. Vă salut, bună seara, vă rog! Domnul Ionescu, apropo, sunt unii, cum a spus dumneavoastră, probesc poliții pentru polițiștii locali. Eu am fost sportiv de performanță. Ca să mențin o anumită categorie, să mențin o anumită criterii, trebuie ca să profesesc, cum s-ar zice. Unii sunt, nu încap nici pe inelul de la butoi. Cum alergă ea pe 100 de metri, dar să întrebăm pe rezistență. Și în a doua problemă, dacă nu vă supărați, vă opun. Ăștia, asistenții ăștia sociali, în loc să-i scoate cineva la muncă, zice că supăr, ba cu inima, ba că mă doare după ureche, ba că ce facem? Uitați, dacă voi observați dumneavoastră, merg și taie frunză la câini. Nu sunt în stare de nimic. Da, vă mulțumim pentru telefon. O zi bună. Bună seara, vă salut. Da, deci vrea lumea să-i trimită la muncă. Dar ce e o rușine? Acești asistați. Dar e o rușine? Nu, este în regulă. Dar eu asta voiam să aflu de la dumneavoastră. De ce proiectul ăsta? De ce? V-a întrebat un telespectator dacă nu e totuși cam târziu, pentru că ajutoare sociale se dau de zeci de ani. Acum am văzut că a fost o dezbatere și la nivel național, pe posturile centrale, televiziune, pe media. Am văzut că s-a încercat de foarte mult timp și un proiect și un act normativ la nivel național, pentru că, de ce să nu o spunem, vorbim de o masă electorală manevrabilă, da? Și atunci, până la urmă, din bani publici, dai înapoi ceva pentru că beneficiezi de niște servicii sociale. Punct. Da. Și FMU, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă, a pus tunurile pe această categorie, pe cei care beneficiază de ajutorul social, de venitul minim garantat, îi scoate din plată pe cei care refuză să se angajeze. Atunci când li se oferă un loc o anumită de muncă, posibilitate de a se conform angaja. Conform calificării, sigur. Adică îți dau ofertă, îți fac o ofertă din punct de vedere al pregătirii pe care o refuzi. Da, și veniți și dumneavoastră în completare cu Nu vin cu nicio proiect. Completare. Până la urmă, toată lumea care, sau din banii căruia să plătesc aceste ajutoare sociale și aceste servicii sociale, sunt din banii oamenilor care au muncit, care muncesc, care au contribuit sau care contribuie la bugetul de stat sau la bugetul lor. Mai luăm un telefon. Sigur că da. Bună ziua, vă ascultăm. Avem un telefon? Bună, domnul, o întrebare pentru domnul Ionescu. Vă rog, bună seara. Vă rog să dați televizorul mai încet. Usucă pe balcoane. Depărtați-vă de televizor, vă rog frumos, sau dați volumul televizorului mai încet, pentru că nu ne înțelegem. Vă ascultăm. Acă e bine? E bine, spuneți. Cu uscatul ruselor pe balcoane, cum rămâne? Nu e nicio problemă, le uscați în interiorul balcoanelor, deci nu s-a pus niciodată problemă să fiți amendați sau sancționați pentru așa ceva. Da, probabil telespectatorul nostru se referă la același regulament exact, care include și bătutul covoarelor. Da, nu s-a pus problema atâta timp cât îți suci rufele în interiorul balconului sau care, deci nu văd un fenomen și n-am văzut un fenomen să văd rufele deci agățare. Deci nu se sancționează. Nu, eu n-am văzut. Domnule Ionescu, haideți să ne oprim pentru câteva minute, luăm sigur publicitate și vom reveni. Am revenit în direct, stimați telespectatori, alături de domnul Constantin Ionescu, consilier municipal. Domnul Ionescu, am vorbit despre câteva dintre proiectele inițiate de dumneavoastră în Consiliul Local Municipal. Haideți să vorbim pe scurt, pentru că timpul nu ne dă voie, despre o altă inițiativă care de asemenea va fi pe ordinea de zi a ședinței de CLM, da? Deocamdată în dezbatere publică. Da, este vorba despre interzicerea accesului auto în parcurile din Buzău. Un
Nu e corect? Nu, ba da, dar zic, cam cum sună, cum a spus dumneavoastră. Cam așa sună pe înțelesul tuturor. Sigur, probabil că denumirea oficială pe care ați dat-o dumneavoastră este mai stufoasă. Trebuie spus că pe direct. Un astfel de proiect a mai fost în discuție anul trecut, în vara anului trecut, da, și a picat la vot. De ce a picat și de ce ați reluat această temă? De ce a picat mă interesează. De ce l-am reluat mă interesează parcurile și în special Parcul Crân din municipiul Buzău. Ați venit cu ceva nou față de anul trecut? Nu, pentru că tot mașinile se plimbă prin parc, tot poluarea fonică și mizeria sunt de actualitate. Până la urmă, Parcul Crân pentru mine este un obiectiv ca pentru marea majoritate a buzoienilor prioritar de suflet, ca să spun așa. L-am promis și în campania electorală că îl voi proteja și că voi face tot ceea ce ține de mine ca ales local pentru a face din acest parc și a-l proteja pentru a-l da mai departe generațiilor viitoare. Vorbim de o zonă pe care așa ne-a dat-o Dumnezeu. Până la urmă, este un parc natural, un parc provenind dintr-o pădure seculară, un parc care avem obligația să-l protejăm cu sfințenie pentru cei care vor urma, pentru generațiile viitoare, pentru că așa s-a întâmplat și până acum, cei care au fost înaintea noastră au avut grijă de noi. Eram copil și știam că mergeam în Parcul Crâng și exista o grădină zoologică, existau lucruri de care toți ne bucuram și vreau să ne bucurăm și pe mai departe. Apropo de copilărie, acum, mi-aduc aminte că ne fugărea milițianul și ne lua ventilul de la roata de la bicicletă, dacă ne prindea cu bicicleta exact, da. Pe aleile din parc. Sigur, mai în glumă, mai serios, nu cred și sunt sigur, nu că nu cred, în toate orașele civilizate care își respectă valorile... Dar concret... Ce prevede acest deci proiect? Să interzice circulația în parcul și în parcurile din municipiul Buzău și fac o referire aici la Parcul Crâng, cu excepția zonelor de aprovizionare pentru localurile din Parcul Crâng, pentru că dacă vrei să ai o afacere într-o zonă exclusivistă, da? Este o zonă exclusivistă și nu toată lumea se bucură de o zonă exclusivistă să-și derulezi o afacere, da? Te supui unor reguli și unor reguli foarte stricte, foarte severe, pe care ți le impune autoritatea locală. Așa funcționează în toată lumea civilizată. Da? Nu de bandada aia cu mașini pe spații verzi, nu de bandada aia care se întâmplă în momentul de față cu raliuri și curse, oamenii au fost accidentați și pericol de accidente într-un parc. E halucinant când spui, domnule, a murit sau a fost accidentat și rănit cu mașina într-un parc. Da? Da, deci dumneavoastră vă referiți și la aleile, de exemplu, cea de la fosta fabrică de lapte, de la stadionul Absolut. De atletism. Nu are nicio legătură. De ce nu se amenajează acolo pistă de bicicliști, să poți să te plimbi cu copii, să se meargă, să plimbe? Și cea de la direcția silvică, Absolut. Din spate care iese la obelisc? Sigur că da. Singurul acces pe care... se poate interveni pentru aprovizionare, l-am folosit pe cel care merge către Urbi SRL, da? Unde se poate ajunge doar cu un acces eliberat de primăria municipiului Buzău conform proiectul de hotărâre. Vorbim de o zonă pe care nu avem dreptul să o poluăm, sunt și fonic și cu tot ce vreți dumneavoastră, pentru că sunt zone și lucruri și valori într-un oraș pe care avem această obligație până la urmă, indiferent de ce vrea sau nu vrea cineva. Dar cei care au astfel de localuri în Crâng, ce vor face? Cum, păi scrie cum proiectul de hotărâre, un program de aprovizionare dimineața, da? Da. Cu mașini până în 3,5 tone, da? Ca să nu mai spun că în orașele civilizate deci și în orașele care... Deci activitatea lor n-ar fi blocată. Nu, te supui niște reguli, chiar dacă sunt mai stricte. Adică nu facem acolo, ce facem, raliu, pentru că am făcut intervenții să văd a cui aparține acea alee, care spuneați dumneavoastră, de la fabrica de lapte, fosta fabrică de lapte, până în inima parcului. Nu e al nimănui. Deci, conform adreselor, am solicitat și ocolului silvic, că și primăriei Buzău... Nu este Arun Silva? Nu. Nu este administrarea noastră, pentru că nu noi am amenajat, a spus conducerea de la Rom Silva, de la Ocolo Silvic, nu noi am pus asfalt și noi am cheltuit pentru așa ceva. În proprietatea noastră, au spus dumnealor, sunt cărările, aleile neasfaltate,
care s-au fost făcute natural. Nu, având un statut juridic. Iar primăria a spus, domnule, nu e a noastră, că noi nu avem treabă cu pădurea Crâncă. Da, dar totuși cineva îngrijește locul ăla și are obligația să mențină curățenia, să asfalteze, să dea cu mătura, nu știu. Păi am hârtire și am răspunsurile celor două instituții. Da? Și atunci automat nimeni nu și-a asumat această răspundere. Haideți să mai luăm un telefon, vă rog. Totuși. Bună ziua, vă ascultăm. Alo? Da? Alo. Vă auzim. Bună seara. Bună seara. Bună seara. Bună seara și dumneavoastră și domnului Ionescu. Bună seara, vă salut. Așa. O întrebare referitor la poliția locală, domnul Ionescu. Vă rog. Așa. Un caz cu lovituri, cu toate alea, cu, de la medicină, medicul legist, toate astea, în cât îi se rezolvă? A trecut un an și jumătate, mai mult, un pic. Poliția locală. La ce caz? Deci, nu știu despre ce e. Am fost bătut de cineva, eu, soția și așa mai departe. Și dosarul și acum spune că e pe rol. Am primit și de la judecătorie, de la procuratură, de la Ministerul Afacerilor Interne, de la tot. În cât timp se poate rezolva un caz din asta? Că nu știm nici cine polițai de proximitate, nici nimic. Nu cred că e de competența poliției locale. Nu are nicio legătură cu competența poliției locale, ci procurorii, partea de a poliției naționale. Și a poliției, inspectorul județean de poliție, care a intrat dosarul mai departe către cercetare și mai departe în instanță. A fost constatat de un agent de la poliția locală? Da. Da, ei au obligația să transmită. Nu a fost la poliție? Da. Nu a dat declarații? Cazul s-a întâmplat pe 20 noiembrie 2017. De atunci nu ni se dă niciun răspuns până la ora actuală. Și n-ați fost la poliție? Vi s-a luat declarații? N-ați făcut plângere? Ni s-a luat declarații, ni s-a luat toate alea, tot. Aha. Dar și-a spus să așteptăm. Dosarul e pe rol, a zis. Pe rolul instanței, nu? Pe rolul instanței de judecată. Păi da, dar ca să te duci în stare judecată, cine are bani să duce? Noi care suntem mai... Nu, într-un vă constituiți parte vătămantă, sigur că da. Avem de la, cum să vă spun, de la medicina legală. Este o autosesizare a instituțiilor statului pe speța dumneavoastră. Nu trebuie să vă duceți dumneavoastră să cheltuiți în instanță pe o chestiune pe care s-a autosesizat o instituție. Civilă. Sigur că da. Sigur, e penală. Dar nu trebuia să ne dea și nouă un răspuns. Ba da, citație sau... Dar acum n-am de unde să știu. Nu ne-a dat nimic până în ziua... Bine, abia după 20 noiembrie 2016, deci un 17, pardon, un an și jumătate. N-a spus la nicio termen de judecată, nu? Nu ne s-a dat nimic, niciun răspuns. Bine. Cineva spune după acolo... Dacă vi s-a spus că e pe rol cauza, la un moment dat veți primi o... Am fost chemat la poliția județeană de o doamnă, o doamnă ofițer, bineînțeles. Mi s-a spus că să așteptăm, până când să așteptăm? Păi, la vârsta de 70 de ani, mai avem mult să așteptăm? Da, cred. Bine, vă mulțumim pentru telefon, bună seara. Bună seara, e neplăcut, așa este. Da. În astfel de situații când... Nu are legătură cu poliția până locală. Până domnul și-a spus o nemulțumire și... Sunt cetățeni care fac confuzie între cele două categorii de polițiști, poliția locală, poliția națională. Și apropo de parcuri, tot poliția locală, pentru că era vorba, ar avea competență să urmărească aplicarea acestui regulament și să sancționeze eventual, să-i sancționeze pe cei care încalcă. Sigur că da. Da, la fel vă întreb, sunteți optimist de data asta va trece? Dacă n-ați venit cu noutăți față de proiectul pe care l-ați inițiat anul trecut... Dar nu înțeleg de ce trebuie să am o noutate în condițiile în care vreau să intru într-o normalitate. Nu știu, mă gândeam că ați adus niște îmbunătățiri pentru a-i determina în cele din urmă colegii proiectul de hotărâre a fost semnat și de ceilalți 5 consilieri PNL, colegi de-ai mei, pe care l-am depus către primăria Buzău și vedem exact ce se întâmplă în dezbatere publică. Deci va urma o serie de proceduri legale până la momentul în care el va intra pe ordinea de zi. Și tot despre parcuri, ați vorbit la un moment dat despre interzicerea construcțiilor.
A fost un alt proiect de hotărâre anul trecut care n-a trecut, a picat, interzicerea construcțiilor în parcuri și în zonele protejate din municipiul Buzău, tocmai pentru a elimina de la început o presiune, o intervenție, lucruri care cineva le-ar putea face pe mai departe, să spun, o colindă anumite prevederi. La ce fel de construcții vă referiți? De orice natură. Indiferent dacă era o coșmelie din tablă. Aia nu e construcție, sau era o chestiune de amplasare provizorie, nu vorbim de construcții definitive. E, și provizoriile astea, știți cum sunt, că ce provizoriu cam de asta acolo am și rămâne. Vrut să facem o chestiune de genul acesta, tocmai pentru a evita orice neregulă, orice influență negativă în astfel de zone din punct de vedere al construcțiilor. Și în ce sens mergeți, având în vedere că proiectul la fel n-a convins? A ce voi face mai departe cu proiectul? Da? Probabil că să-l reiau, să-l reiau pe ordinea de zi al Consiliului Local semnat de colegii mei din Partidul Național Liberal și să vedem exact ce se întâmplă. În regulă, iată că am ajuns, domnule Ionescu, cu multe telefoane în direct, am ajuns la finalul emisiunii. Eu vă mulțumesc foarte și mult mulțumesc pentru mare participare plăcere. Și vă doresc succes cu mare în activitatea dumneavoastră din Consiliu. Vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați telespectatori, că ne-ați urmărit. Vă spun la revedere. Ne revedem săptămâna viitoare.